Bună dimineața! Mă adresez elevilor care vor da în curând examenul de bacalaureat și voi posta o privire generală referitoare la poezia Floarea albastră, scrisă de Mihai Eminescu. Ivirea unui poet se produce întotdeauna pe un fond cultural și liric existent, iar perenitatea sa în directă proporționalitate cu valoarea operei se tezaurizează prin raportare la același context. În aceste condiții, poezia lui Mihai Eminescu, ca de altfel întreaga sa operă, consacră romantismul în spațiul românesc și îl duce la apogeu. Poezia Floarea albastră este o meditație pe tema iubirii și a condiției geniului în lume, o idilă cu dialog, numită eglogă, având la bază o poveste proiectată într-un cadru feeric. Publicată la 1 aprilie 1873, în revista Convorbirii Literare, poezia constituie un nucleu de virtualități menite să anunțe marile creații ulterioare, culminând cu Luceafărul. Textul se încadrează în romantism prin tema iubirii proiectată ca un ideal, prin valorificarea antitezei ca formulă compozițională, prin motive precum floarea albastră, codrul, stelele, noaptea, luna, prin categorii lirico-filozofice precum aproapele și departele, consacrate de universul liric eminescian, ca și prin subiectivitatea dată de măștile lirice asumate de vocea poetică. Prin raportare la cele două momente sau etape ale curentului, teoretizate de Virgil Nemoianu în studiul din 1984, numit Îmblânzirea romantismului, sau romantismul înalt, sau romantismul de tip Biedermeier, se poate considera că Floarea albastră se situează în prima dintre acestea, prin tendința de integrare a contrariilor, simbolizate de cele două voci lirice, prin intensitatea pasională, prin tendința de integrare a contrariilor simbolistice, prin dimensionarea cosmică și mitologică a discursului, precum și prin abundența imagistică. Titlul, constând dintr-un epitet metaforic cu sugestii oximoronice, își are punctul de plecare în mitul romantic al aspirației către idealul de fericire, de iubire pură, întâlnit și la Novalis sau Leopardi. Motiv romantic de largă circulație europeană, Floarea albastră simbolizează la germanul Novalis, în romanul Heinrich von Oferdingen, tentația infinitului, năzuința de a atinge îndepărtata patria poeziei, ca formă absolută de împlinirea ființei, a dorului nemărginit. La Eminescu, simbolul florii albastre, regăsit și în alte texte, precum Călin File din poveste și Sărmanul Dionis, sugerează antinomia dintre relativ și absolut. Armonizează comentarii precum aspirația spre fericirea prin iubire, nostalgia erosului ca mister al vieții,
substantivul floare și lumea rece cristalină a ideilor, care tinde spre a fi un atribut al omului superior. Observăm că relativul și absolutul sunt la un moment dat așezate în antiteză. Compoziția romantică se realizează prin alternarea a două planuri, de fapt confruntarea prin antiteză, așa cum spuneam, a două moduri de existență și ipostaze ale cunoașterii. Lumea materială, a căutării adevărurilor abstracte, reci versus lumea iubirii umane, a cunoașterii terestre, imediate. Cele două dimensiuni se asociază cu două ipostaze umane sau două principii, masculin și feminin, care primesc portrete spirituale adecvate. Geniul fascinat de cerurile înalte ale cunoașterii, asociat Apolinicului, și ființa ancorată în concretul clipei, asociată Dionisiacului. În mod specific, lirismului măștilor, euul liric împrumută pe rând cele două ipostaze, el, ea, într-un dialog al eternului cu efemerul, care implică o muzicalitate proprie fiecarei serii de simboluri, una ca și inumană, derivată din rotirea astrelor, alta patetică și adesea sentimental glumeață, ritmată de bătăile inimii omenești. Acestea sunt părerile lui Vladimir Străinu în Floarea albastră și lirismul eminescian. Poezia se structurează în acest context în jurul unei serii de opoziții. Eternitate-moarte, detașare apolinică-trăire dionisiacă, abstract-concret, vis-realitate, aproape-departe, atunci-acum. Cele patru secvențe poetice conțin câteva diferențe clare între cei doi protagoniști, iar semnificațiile acestora trimit dincolo de lectura operei ca o simplă idilă. Există, în primul rând, o deosebire de registru temporal. Iubita vorbește la prezent, într-un monolog diluat și expansiv, iar iubitul are doar două intervenții scurte sub forma unor comentarii la timpul trecut. Spațialitatea asociată fetei este repetabilă, imediată, pe când a instanței masculine este desemnată prin sintagme ca în depărtare și în lume. Monologul liric al fetei ia în primele trei strofe forma reproșului și conține simbolurile străvechi ale cunoașterii. El începe cu un reproș tandru, conținut de versul incipit, ce ia forma interogației retorice. Iar te-ai cufundat în stele și în nori și în ceruri înalte? Tonul adresării este cald, iar retorismul romantic este susținut prin propoziții interogative și exclamative, prin vocative ca sufletul vieții mele și iubite, în vreme ce termenii populari precum încalte și nucăta susțin comunicarea familiară și sinceră. Universul spiritual în care geniul este izolat se configurează prin motive poetice precum stelele, cerurile, gândirea, soarele și piramidele,
care iau forma figurilor de stil. De pildă, aspirația spre desăvârșirea spirituală este sugerată de metafora râuri în soare. Misterul genezei este conținut de inversiunea întunecată mare. Universul culturilor străvechi preistorice este conturat prin epitetele câmpiile asire și piramidele învechite. Avertismentul final, nu că ta îndepărtare fericirea ta, iubite, deși este rostit pe un ton șegalnic, cuprinde un adevăr acceptat finalmente de spiritul superior. Împlinirea umană se realizează doar prin iubire în lumea terestră. Ah, i-a spuse adevărul. A doua secvență poetică, strofa a patra, redă prin monolog reflexiv meditația ipostazei masculine a euului liric asupra sensului profund al unei iubiri retrăite prin evocare interioară. Notarea unei stări de spirit, eu am râs, n-am zis nimic. Se realizează prin folosirea mărcilor gramaticale ale euului liric. Pronumele personal la persoana întâi singular, eu, și cele două verbe la persoana întâi singular, am râs, n-am zis. Acest intermezzo meditativ anticipează simetric finalul poeziei. Totuși este trist în lume și segmentează monologul fetei care continuă în a treia secvență poetică, strofele 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 și 12, prin chemarea la iubire într-un cadru natural paradisiac, delimitat chiar din primul vers. Hai în codrul cu verdeață! Ideea dezvoltată în subtextul acestei chemări, aparent naive, este că refacerea cuplului adamic necesită un spațiu protector și un timp sacru. Categoria aproapelui se realizează la nivelul imaginarului poetic din elementele contingentului care compun un cadru bucolic a servit idilei tainice trăite departe de ochii lumii. Astfel, natura ocrotitoare este conturată descriptiv, prin motive romantice frecvente în lirica erotică eminesciană, așa cum sunt codrul, izvoarele, valea, balta, luna, devenind un spațiu primordial nealterat de prezența umană, cu atributele sălbăticiei. Stânca stă să se prăvale în prăpastia măreață, un dizvoare plâng în vale. Idealul de iubire se proiectează într-un ambient terestru desăvârșit, iar femeia devine o apariție de bază. Mi-i desface de aur părul. Și apoi cine are, iată, nota șegalnică, glumeață. Apoi o notă senzual naivă. Eu pe un fir de romaniță voi cerca de mă iubești. Și cu gesturi gingașe dulce netezind un părul. Limbajul poetic primește miresmele stilistice ale vorbirii populare. Mii da, te-oi ținea, nime și-apoi, susținută și de tonul familiar, care dă impresia de sinceritate și de prospețime juvenilă. Cui ce-i pasă că-mi ești drag? Verbele la modul indicativ timpul viitor, vom ședea, voi cerca și voi fi roșie,
Mi-oi desface sau verbele la conjunctiv precum să-ți as tu proiectează în viitor visul de iubire, aspirația spre fericirea terestră, ceea ce arată că idila este de fapt o reverie a eului liric romantic. Ultima secvență poetică recuperează vocea poetului sub forma unei reflecții amare asupra iubirii trecute, pe care o proiectează acum ca pe un ideal ratat în amintire. Încă o gură și dispare. Punctele de suspensie prelungesc în infinit sentimentul absenței, iar comparația ca un stâlp eu stam în lună creionează sugestia posturii statuare, hieratice, a poetului câștigat irevocabil pentru lumea ideilor și pierdut pentru lumea dulce, dar efemera iubirii. Tonalitatea este minoră, elegiacă. Verbele, la modul indicativ, timpul perfect compus, te-ai dus și ai murit, a murit iubirea noastră, susțin decalajul temporal, iar sugestia pronominală din sintagma iubirea noastră exprimă acceptarea sau asumarea prea târzie a viziunii despre lume și fericire a iubitei din trecut. Nivelul prozodic pune în valoare semnificațiile operei, potențându-le prin rimele rare, dispare floare noastră albastră, prin muzicalitatea măsurii scurte de 7-8 silabe, împrumutată din lirica populară, prin rima îmbrățișată și ritmul trohaic, care sugerează starea idealistă, juvenilă, universul căutărilor poetului tânăr. Prin urmare, poezia Floarea albastră ilustrează la toate nivelurile trăsăturile de profunzime ale romantismului eminescian, fiind o metaforă sublimă a unui eu creator aflat în plină expansiune. Cred că vă este de folos această informație. Vă doresc succes la examen și vă amintesc să apăsați clopoțelul de abonat înainte de a închide. Pe curând, la revedere!